Împreună aș vrea să citim cuvântul Domnului din Evrei, capitolul 5, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel care putea să-l izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Cuvântul de astăzi este un cuvânt simplu, este un cuvânt transparent și el te întreabă pe tine așa: ce înseamnă pentru tine să te asculte Dumnezeu? M-a ascultat Dumnezeu. Ce înseamnă pentru tine treaba aceasta? Gândește-te bine, vorbește cu sufletul tău. Ce înseamnă pentru tine să spui: m-a ascultat Dumnezeu? Când se poate spune din toate cererile și rugăciunile tale că te-a ascultat Dumnezeu? Când se poate spune? Se poate spune că nu te-a ascultat Dumnezeu. Acesta e cuvântul care va fi hrănit sufletul nostru astăzi și vă rog să luăm loc. Ați observat versetul 1 în Psalmul 20. Să te asculte Domnul. Da. Dacă te întreabă cineva: Domne, am înțeles prin ce ai trecut, am înțeles cu ce te-ai luptat, te întreb ceva: te-a ascultat Dumnezeu, Domne? Asculta, ieri o batjocură a lui Stalin cu privire la Dumnezeu, cum au trimis o batjocorire a grădinii Edenului de către cei care pur și simplu și-au vândut sufletul diavolului ca să-și bată joc de ea. A fost Gagarin în cer. E, vezi, mă, e vreo grădină pe acolo? N-a fost nicio grădină acolo, poate mai târziu când a explodat avionul acela de curse, poate fi fost, dar atunci nu. Altul: ce, mă, pământul e de ieri, dar la alteri, nu știu de când o fi, dar probabil când ai să fii în subteran, atunci ai să înțelegi de când e pământul, dacă aceasta constituie batjocorirea cuvântului lui Dumnezeu. E una să nu crezi și alta să-ți bați joc. Batjocoritorul nu intră la un loc cu omul necredincios sau cu omul ateu sau cu omul secular. Omul ăsta nu-și bate joc, batjocoritorul e altceva. Dacă te întreabă cineva cu privire la rugăciunea ta, te-a ascultat Dumnezeu? Poți să spui că te-a ascultat Dumnezeu? Acesta este lucru asupra care ne vom opri astăzi. Din textul nostru de început, ni se spune că Mântuitorul nostru a strigat la Dumnezeu cu strigăte mari către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și auzi, a fost ascultat. Dacă tu ești cinstit cu sufletul tău și cu Dumnezeu și cu oamenii de lângă tine, eu te întreb acum pe tine: a fost ascultat Iisus sau nu a fost ascultat de către cel care putea să-l izbăvească de la moarte? A fost izbăvit de la moarte? Nu. Dar a fost ascultat? Da! Păi cum a fost? Păi dacă n-a fost izbăvit, cum a fost? A fi ascultat de Dumnezeu nu înseamnă a ți se da ce ceri, ci înseamnă a ți se da ce trebuie. O mică întrebare. Când Pavel s-a rugat de 3 ori, l-a ascultat Dumnezeu sau nu? Da! Păi cum l-a ascultat, mă, frate, dacă țepușul a rămas tot? Ia-l, Doamne, scapă-mă, Doamne! Dacă țepușul a rămas tot acolo, cum l-a ascultat Dumnezeu? Păi uite cum. El spune așa, zice: eu eram suspect de a fi bolnav de cancerul sufletului, care este îngânfarea, mândria spirituală. Uite cine mi-s eu. Uite ce lucrări face Dumnezeu prin mine. Uite-te ce se întâmplă. Eu sunt acela care eram pe punctul de a cădea bolnav. Dumnezeu m-a tratat
acupunctură, i-a pus un țepuș. Da. Și acum el se roagă la Dumnezeu să ia țepușul ăsta. Am fost în spital și cineva vrea să tragă de furtune. Vrea să le smulg afară, vrea să... Ia-le, luați-mi-le, luați-mi-le. Am înțeles. Știu de ce sufăr cu cel ce sufere, mă zbat, mă zbucium, înțeleg lucrul acesta. Dar ca să-l ascult pe omul ăsta, trebuie să nu fac ce a zis el. Dacă fac ce a zis el, atunci lupt împotriva lui. Când Dumnezeu nu i-a luat țepușul lui Pavel, deși s-a rugat de 3 ori, scapă-mă, 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 când Dumnezeu nu i-a luat țepușul, l-a ascultat. Asta înseamnă să fie ascultat de Dumnezeu. Eu nu am trebuință să mi se ia sau să mi se lase țepușul în coastă. Ei, nu știu ce face doctorul ăsta acolo. Mă duc și eu la el, am semnat. Ce-i fi semnat? Nu știu. Nu e treaba mea aceasta. Să mi se ia sau să mi se lase țepușul. Treaba mea este să am încredere că acela care lucrează asupra sufletului meu știe ce face. Și că și atunci când ia țepușul, și atunci când nu ia țepușul, m-a ascultat. Și de aceea voi slăbi pe Dumnezeu. Strigă la Dumnezeu. Asta a fost cântarea noastră. Am fost foarte emoționat când am văzut ce ați ales. Dumnezeu te-a ascultat. Te-ai rugat la Dumnezeu, păi te-a ascultat Dumnezeu, uite că totuși ați observat câtă suferință a fost, nu numai cea așa emoțională prin pierderea celor dragi, s-a asociat toată biserica, s-a rugat toată familia, s-a luptat și totuși a murit mamă tânără și a lăsat atâția copii în urmă și noi am zis în sufletul nostru, fără vorbe, Doamne, dacă eram în locul Tău nu făceam așa ceva. Eu procedam diferit, a zis un pastor la Londra, dacă eram în locul Tău, i-a murit soția, niște condiții groaznice. Iubiții mei, ne-a ascultat Dumnezeu când ne-a rugat noi și am luptat în rugăciune și am postit cu biserica și a fost 24 de ore post și zile și luptă și totuși mama a murit. Ne-a ascultat Dumnezeu sau nu? Da! Sigur că e cineva aici foarte îngâmfat care crede că insultăm inteligența când îi spunem așa ceva, care crede că asta este spălare de creier și așa mai departe. Un om are posibilitatea aceasta dacă vrea să creadă lucrul acesta, dar Mântuitorul nostru nu a crezut așa ceva. Mântuitorul nostru a crezut că i-a fost ascultată rugăciunea, a fost ascultat când a mers la cruce. El s-a rugat către cel care putea să-l izbăvească de la moarte și a fost ascultat. Asta înseamnă nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Pentru că lucrul ăsta n-a fost bineînțeles, au fost tineri mulți care și-au pierdut credința. Discutam cu o mamă foarte tânără, a murit de cancer, 38 de ani. 2 copii rămâneau în urmă, nu veniseră de mult la credință. Și dânsa a cerut să avem un moment de mărturisire. Am ascultat cuvintele ei și mi-a spus, nu mi-este frică de moarte, sunt atât de fericită cum nu se poate pentru mine, dar mi-e frică de ăștia doi. Copiii erau acolo, băiatul și fata. Și dânsa spune așa, mi-a spus mie cuvintele astea. Mi-e frică de faptul că ăștia nu o să-L ierte niciodată pe Dumnezeu pentru treaba asta. Că s-au rugat săraci și n-au mâncat și s-au luptat în rugăciune și nu poate să vadă la Dumnezeu decât cruzime, barbaritate când e vorba să o ia pe mama. Nu există argumente, explicație, nimic pentru sufletul lor. Mi-e frică, a zis Dumnezeu ei, că ei nu o să ierte niciodată pe Dumnezeu pentru treaba aceasta. Și am asigurat-o că Dumnezeu se va ocupa de treaba aceasta. Nu te frământa, zic, eu nu am nicio predică, nici tu n-ai avea. Nimeni care ar putea să convingă sufletele lor vreodată. Dar Dumnezeu are căi și mijloace și acum ei sunt mari și au viață mare și cântă la cor și-au iertat pe Dumnezeu chiar din clipa aceea. Că au înțeles că a fi ascultat de Dumnezeu nu înseamnă ca Dumnezeu să-ți dea ce ai cerut, ci a fi ascultat de Dumnezeu poate să însemne să-ți dea și ce n-ai cerut și ce n-ai vrea.
Așa a spus lui Petru, zice, te vor duce unde nu vrei. Păi da, nu mă asculți, Doamne, să nu vreau asta. Nu, păi pe aici trece drumul, trebuie să învățăm lucrul acesta. A fi ascultat de Dumnezeu înseamnă să ți se dea ce ai cerut sau să ți se dea ce n-ai cerut. Trebuie să fii gata. Și trebuie să nu ți se clatine credința în cazul în care lucrurile vor merge chiar în sens opus de cum te-ai așteptat. În sens opus de cum speri. Speranțele noastre, așteptările noastre sunt cele care dau naștere dezamăgirii. Am niște așteptări de la Dumnezeu. Am niște așteptări de la familie, de la biserică, am așteptări și în momentul în care așteptările mele nu sunt împlinite, mă dezamăgesc. Lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple niciodată cu Dumnezeu. După exemplu Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost ascultat. Pe cum a fost? Așa a fost ascultat. I-a și zis tâlharul de lângă el. Dă-te jos dacă zici că... Și i-au strigat cei de jos, te-ai încrezut în Dumnezeu? Păi unde este să te scape Dumnezeu dacă te-ai încrezut în Dumnezeu? Nu, dar eu nu am nevoie de scăpare. Eu nu am cerut scăpare, eu te-am cerut pe tine. Atât, eu n-am cerut viață sau moarte sau... Nu, eu te-am cerut pe tine. Am ascultat recent la o dezbatere foarte, foarte vie despre răsplată și răsplătire și împărăția cerurilor și una și alta și după toată vorbăria posibilă, punctul cel mai însemnat n-a fost spus. Pentru că este un cuvânt în Scripturi care spune, eu sunt răsplata ta, nu ceva, cineva. Eu sunt răsplata. Doamne, nu-ți cer viață sau moarte, sănătate sau suferință, eu te cer pe tine. Asta e tot. A venit un ziarist, reporter, pastor, de toate. De curând a fost la noi la adunare și a predat acolo tot felul de lucruri frumoase, dar la un moment dat s-a oprit și zice o întrebare de 30 zice, ai la dispoziție, uite microfonul aici, ai la dispoziție 30 de secunde să te adresezi întregii planete, spune dumnealui. Ce ai spune? Și eram vreo 3 pastori, 4 pastori prezenți acolo. Și zice, voi, numai voi pastori o să răspundeți. Dacă ai aceste 30 de secunde și te adresezi întregii planete, omenirii, odată în viață se întâmplă lucrul acesta. E toată lumea expusă la acest lucru. Ce ai spune? În astea 30 de secunde, ce ai spune? Zic că nu mi-a venit rândul primul, nu știu, dacă venea primul, mă gândesc că era mai rău. Mi-a venit al treilea. Și tare m-am bucurat de treaba asta și când mi-a venit rândul, am spus, Dumnezeu, dacă mi s-ar da acest microfon și dacă aș avea acces la omenire 30 de secunde, nici măcar nu mi-ar trebui atâtea, eu aș spune simplu să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. E tot ce aș spune, zic. Păi da, dar uite că unii nu cunosc pe Iisus. Nu, nu te-ai frământat tu cu cei ce nu cunosc pe Iisus. A avut Dumnezeu grijă să li se descopere dumnealor într-o altă cale. Nu, nu există așa ceva. Nu te-ai frământat cu treaba aceasta. Într-o încercare, noi nu avem să ne ațintim privirile la ceea ce se întâmplă. Dreapta, stânga, alb, negru. Nu e asta o preocupare a noastră. Ci noi trebuie să ne uităm țintă la cel care este deasupra încercării și nu, nici nu mă interesează pe ce cale mă duce, de moment ce știu cine mă duce pe calea aceasta. N-am niciun fel de frământare. Pentru toți cei ce îl ascultă pe el care a fost ascultat, mergând la cruce, pentru toți cei ce îl ascultă, el s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Acest lucru este atât de adânc pentru sufletul nostru că va trebui să-l udăm ca pe o floare continuu, să nu cumva să se usuce vreodată în mintea și sufletul nostru. Am pierdut ceva, chiar vorbeam cu fratele Artur când e aici pe bancă, am pierdut ceva serios noi. Ecaterina Oproiu scrie într-un articol pe Vremuri. Oamenii au pierdut sfântul obicei de a cădea pe gânduri. Am vorbit cu Ionică, chiar la intrare aici. Zic, uite, când veneam acum, mă gândeam la tine. Tu ai avut o lucrare de neimaginat în viață. Dar nu ești singurul. Nu e nimeni aici care n-a avut parte de bunătatea lui Dumnezeu despre care am cântat noi.
Ok, păi dacă am căzut, am căzut teribil, dar mă ridic acum, mă scutur de praf și plec mai departe. No! N-am să mă scutur de praf și să plec mai departe. Am să stau acolo să înțeleg unde m-am împiedicat, de ce am căzut, ce s-a întâmplat, ce se putea întâmpla, adică voi cugeta. Dacă nu fac lucrul ăsta, am să trec a doua oară pe acolo fluierând și am să cad a doua oară. Dacă mă opresc și cuget. Dacă voi înțelege bine ce s-a întâmplat, atunci prin harul lui Dumnezeu plec îmbogățit de acolo. A doua oară când trec pe aici știu despre ce este vorba. Ai avut o mare biruință, o mare succes, o mare izbândă. Bun, ia ce cupunde în buzunar sau pleacă. Nu pleca, stai puțin. Judecă, cum s-a ajuns aici? Pe ce cale? Ce s-a întâmplat? Ați observat cât de însemnat este în Scripturi cuvântul acesta, cugetă, gândește, meditează. Până Marie i-a vorbit Gabriel, îngerul Gabriel. Așa, el i-a vorbit. Mulțumesc de mesaj și scrie Scriptura, a început să gândească în inima ei ce mi-a spus, ce înseamnă treaba asta. Ce îmi spui să fac? Cum se face așa ceva? Adică, așa i-a spus lui Iosua, pe ca să porți pantofii lui Moise? Nu. No. Biblia scrie, Domnul Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine și a vorbit despre Iisus când a spus așa ceva. Cine ești tu, Iosua, să o iei pe urmele omului acestui? Și Domnul i-a spus, uite, este cu neputință la oameni, dar e cu putință la Dumnezeu. Păi, Doamne, dar ce să fac ca să pot să împlinesc chemarea aceasta? Și atunci Domnul i-a spus așa, cartea aceasta a legii să nu se depărteze niciodată de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Dacă faci lucrul acesta, vei birui. Vei izbuti în tot ce faci, dacă faci lucrul ăsta. Am avut o întâlnire cu studenții și am discutat despre aceste trei etape. Hrănire, digestie și absorpție. Asta îi spune lui Iosua. Cartea este hrana, cugetarea este digestia, să faci tot ce scrie în ea este absorpția. Sunt organisme care nu absorb. Iei un medicament, nu l-a absorbit, e zero. Ipsos, nu s-a întâmplat nimic. Același lucru se întâmplă cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl auzi sau îl citești. Dacă nu-l procesezi, nu cugeți asupra lui, nu l-ai digerat. Dar și dacă ai cugetat și l-ai înțeles, dar nu l-ai absorbit în viață, ca să devină viață, este de asemenea. Aceste trei lucruri trebuie să fie permanent cu noi, până când devin natură. Devine natural lucrul acesta. Și îmi place foarte, foarte mult să ascult când merg pe drum. Am traseu de 6 ore, 8 ore până ajung la fiica mea, cum am venit anoapte, și îmi place să ascult, nici nu știu când am ajuns, ascult cursuri, ascult tot felul de lucruri, dar am momente în care închid orice absolut și în care spun, Doamne Dumnezeu meu, vreau să vorbim despre treaba asta. Și atunci cuget și mă gândesc și mă sfătuiesc cu bunul Dumnezeu și spun, nu înțeleg aici, nu. Dostoevski o întreba pe soția, îi dicta ea, îi scria repede. Deci, ai înțeles? Și ea zice, nu am înțeles nimic. Am scris, dar nu am înțeles nimic, spune ea. Hai că ți explic eu, zice, acum în alt termen. Și el îi explica cu niște cuvinte. Acum ai înțeles? Nu am înțeles nici acum. Ba da, zice, îi spune el, uite, ai înțeles, dar tu nu ai cuvinte să exprimi, dar ai prins ideea, fără discuție. Am văzut eu că ai prins ideea. Aceasta înseamnă să te lupți cu textul. Să te lupți cu cuvântul lui Dumnezeu. Pietrele prețioase nu se găsesc pe șanțuri. Nu, trebuie, cineva trebuie să sape în pământ, trebuie să speli cu, cum îi zice aceea, să cerni, dar și când spală aurul, ați văzut că spală în chestia aia, tone întregi de balastru, de nisip, deși găsește câteva firișoare. Cuvântul lui Dumnezeu nu este pe șanțuri sau pe stradă.
Zice în Iov, trebuie să sap după el ca după o comoară. Dacă vei gândi asupra acestor lucruri, dacă vei cugeta, vei izbuti în tot ce ai făcut. Acesta a fost programul pe care Dumnezeu l-a așezat. De obicei ni se spune partea negativă, Psalmul 1, să nu te duci, să nu te oprești, să nu te așezi foarte bine. Dar nu e totul. Mai este o față a medaliei care spune să cugeți zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu ca să n-ajungi să faci aceste lucruri. Adică Dumnezeu nu doar îți spune nu te duce, nu te opri, nu te așeza, ci te învață ce ai de făcut ca să nu se întâmple lucrul acesta. Și zice, omul acela e chemat, i s-a spus, fii atent, Doamne, așa este, sunt din toată inima, nu vreau să mă duc unde nu trebuie, nu vreau să mă așez unde nu trebuie, nu vreau să fiu parte din așa ceva. Ce trebuie să fac? Și atunci îi spune Psalmul 1, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. Acesta e antidotul, acesta e tratamentul pe care îl dă Dumnezeu. Ambele fețe sunt... Vă întreb din nou, ce înseamnă să te asculte Dumnezeu? Dar voi trebuie să mă asigurați că ați prins acest lucru, că am venit, mi-a ars un pic sufletul când am venit acum către voi cu datorită cuvintelor acestora. Și trebuie să mă asigurați că s-a prins ideea aceasta. Care a fost una dintre problemele care biciuia conștiința fraților lui Iosif când a ajuns acolo și s-a întâlnit cu el după mult timp? Cel mai grav aspect al crimei lor împotriva fratelui lor? Care a fost cel mai grav aspect? Cine știe? Ei când stăteau acolo și biciuia cugetul, au spus așa, zice, v-am spus când ne ruga fierbinte să nu facem lucrurile, v-am spus lucrul ăsta și n-ați ascultat. Ce rugăciune vă ieși la? Acum eu vă spun ceva. Iosif s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, nu-i lăsa să mă vândă. Nu-i lăsa să mă vândă, Doamne. S-a rugat de ei, vă rog din suflet. S-a plecat în genunchi cum s-a plecat băieția pe vapor. Acolo. Da. S-a rugat de ei, nu mă omoră, nu mă tăia și mă arunca la rechin. Și Iosif s-a rugat de ei în genunchi, nu mă vindeca pe o marfă. Și ce s-a întâmplat? Zice starea. L-a vândut, bine ai zis. Acum te întreb, l-a ascultat Dumnezeu pe Iosif în rugăciunea asta sau nu? L-a ascultat! L-a ascultat pentru că el se ruga pentru o imagine locală și momentană, iar Dumnezeu avea în vedere imaginea panoramică a lucrurilor. Îmi spunea un frate, zice, ce să fac dacă n-am înțeles pe Dumnezeu. N-am înțeles pe Dumnezeu. Deci, atât am fost de amărât când am văzut cum am mers lucrurile, încât i-am spus soției, nu mai îmi trebuie nimic, nici viață, nici nimic. Vreau să mor, vorba lui Iona. Și soția, tanti Petra, zice, nu te supăra, nu te... lasă, ai un pic de răbdare, ai un pic de răbdare. Cum când Dumnezeu ajută dușmanul și în loc să... eu ca o să fiu credincios și l-ajută pe ăsta, cum așa ceva? Auzi, să fim. S-a sfârșit totul uluitor și omul ăsta spune, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai dat ce ți-am cerut. Păi te-a ascultat sau nu Dumnezeu? Da, El ți-a dat ce trebuie, nu ce ai cerut. Dacă îți dădea ce ai cerut tu, nu e așa bine deloc. Nici nu știu unde ducea drumul ăsta. Ți-a dat ce n-ai cerut și uite cât de bine a fost. De aceea tu te supui, nu situației, tu te supui Dumnezeului duhurilor, așa cum scrie Scriptura. L-a ascultat Dumnezeu pe Iosif, dar unul din ăsta, un materialist sau un secular, care ar fi stat și ar fi văzut situația asta, cum se roagă el disperat la Dumnezeu să nu fie vândut și cum se roagă el de frații lui în genunchi. Zice, am văzut neliniștea lui, scrie acolo în Genesa, când se ruga și ne ruga să nu facem lucrul ăsta și am văzut. Și dacă unul stă în exterior, un om secular din ăsta, din societatea noastră și se uită la așa ceva, unde e Dumnezeu, mă, frate? Uite-te, eu ca om, dacă pe mine mă rugam felul ăsta, băiatul ăsta, păi unde deam viața, mă săream și muream acolo pentru el. Eu ca om. Dumnezeu nici nu i-a păsat, frate. S-a rugat săracul până a ieșit sângele prin pori. Nu l-a ascultat. Și uite, l-au vândut. Dar ochiul lui Dumnezeu vede altceva. Aceasta era ascultarea. Dacă l-am fi întrebat pe el, pe Iosif, te-a ascultat Dumnezeu, Iosif spunea, da, m-a ascultat.
Păi, dar n-ai cerut asta, nicio problemă. Dumnezeu a știut și a făcut planul lui să se împlinească tocmai împotriva a tot ceea ce am sperat vreodată. Am crezut că speranțele sunt distruse. Am crezut că nu mai văd casa, nu mai văd părinții. Viața mi-e distrusă. Sunt un sclav legat în lanțuri, ca un animal de muncă. Am crezut că totul s-a terminat, când de fapt totul a început de-abia. Și ce început frumos! Aș vrea să încheiem cu această întrebare și ilustrație tulburătoare. Am fost la patul cuiva care vroia să semneze o hârtie pe care n-ar trebui totuși să o semneze niciun om pe pământul ăsta, chiar dacă îi se dezintegrează corpul. N-ai voie să te atingi de viața ta. Și atunci am petrecut timp în rugăciune noaptea și m-am dus dimineața la vizită și am spus, uite, Domnului Iisus i s-a spus, aruncă-te după muntele ăsta. Și a zis, nu mă arunc. Dacă e vorba de aruncat, aruncă-mă tu. Nu mă pune pe mine să mă arunc eu. Ia, aruncă-mă tu, dacă el n-ar face asta niciodată. Așa cum s-a întâmplat în județul Telerman. Au venit autoritățile, au urcat peste un băiat țigănuș, un copil iubitor de Dumnezeu, care era la stație și distribuia evangelizarea în toată lumea, și au venit autoritățile lângă el și au strigat cu asprime, întrerupe transmisia imediat! Și probabil că unul dintre noi sau eu aș fi zis, nu vreau sau nu închid, sau altul ar fi închis și ar fi fugit de frică. Copilul acesta, sărac, îmbla cu Adidas iarna, copilul acesta luminat de Duhul Sfânt, a zis altceva. Și a spus, zice, oprește transmisia imediat. S-a dat puțin la o parte și a spus, Domnul, apăsați pe butonul ăsta roșu și s-a oprit imediat. Opriți-o dumneavoastră. Eu nu opresc, Domne. A zis, celălalt a spus, al doilea, nu, eu niciun nu opresc. Toți trei au plecat. La acest cuvânt simt. Băiatul a spus, apasă tu aici. Când i-a spus lui Iisus, aruncă-te după munte, Iisus nu a ascultat cum de, și acest lucru l-am spus acestei persoane, nu te arunca după munte. Nu te arunca, indiferent care este situația. Nu te arunca. Dacă trebuie să fii aruncat, să te arunce boala sau moartea, dar nu te arunca tu. În momentele acelea de rugăciune și de gândire, am rămas uluit de un lucru pe care nu l-am văzut niciodată în Scriptură, deși l-am citit de atâtea ori și îl știam pe din afară, l-am predicat, dar niciodată nu l-am văzut, de fapt. Mântuitorul ne spune așa, zice, uitați-vă la păsări. Păi hai să ne uităm la păsări. Ce se întâmplă cu păsările? Vrei să-mi spui că Dumnezeu poartă de grijă? De asta mă faci să mă uit acolo. Gata, m-am uitat. M-am uitat acolo. Ce crezi că mi-a văzut ochii când m-am uitat? Când m-am uitat la păsări, cum mi-a pus Domnul și uite-te la păsări, când m-am uitat acolo, am văzut că unele dintre ele zboară în pădure, altele sunt prinse și sunt vândute la 2 bani. Iar altele cad după gard. Hopa! La care să mă uit atunci, zic? Pe care dintre ele le-a păzit Dumnezeu, că zici, uite-te la păsări, la care să mă uit? Să mă uit la astea care au fost vândute ca Iosif? Sau să mă uit la astea, la alte care au căzut după garșele, la alte au zburat fericite înapoi în pădure? La care să mă uit? Uite-te la toate! Uite-te la toate! Numitorul comun nu constă în faptul că una a zburat și pe alta a prins-o și a vândut-o, nu constă în faptul că una a trăit și alta a murit, a căzut după gard. Numitorul comun este Matei 10:29. Niciuna din ele nu cade la pământ. Eu am căzut la pământ. Da, dar nu este acesta subiectul, dacă ai căzut sau nu. Ci niciuna nu cade la pământ fără voia lui Dumnezeu. Acesta este punctul cel mai important. Fără voia lui Dumnezeu. Și versetul 6 din Luca 12. Niciuna nu este uitată
Oh, Doamne, am crezut că le ții minte numai pe astea care zboară înapoi la pădure. Nu, niciuna din ele nu este uitată. Nici cea care a căzut, nici cea care a fost vândută pe 2 bani. Niciuna din ele nu este uitată. Acesta este punctul principal pe care aș dori să-l aduc și să-l las chiar înaintea noastră, să învățăm de la Bunul Dumnezeu că trebuie să fim gata pentru indiferent pe unde trece drumul și indiferent ce se întâmplă. Trebuie să înțeleg că niciodată nu există să nu mă asculte Dumnezeu. Niciodată. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Nu există așa ceva. Nu m-a ascultat Dumnezeu. No, nu ți-a dat ce ai cerut, dar ți-a dat ce ți-a trebuit. Aceasta este cu totul altceva. Și așa este. Dumnezeu știe ce face. Pe Iacov l-au scos din temniță și i-au tăiat capul. Și când a văzut că merge, l-au băgat și pe Petru ca să-l taie și pe el tot în public, că le plăcea unor frați astfel de execuții. Și hop că n-a mai mers cu Petru. La Petru a intrat îngerul și l-a scos afară și s-a pomenit cu el că era înapoi în templu. De ce n-ai făcut, Doamne, treaba asta și cu Iacov, săracul? Uite, era și el aici acum. N-am niciun răspuns. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar știu cine. Știu cine a fost în spatele acestui lucru. Și acum, dacă Dumnezeu voi ca eu să fiu Petru, de ce aș vrea să fiu Iacob? Iar dacă El va voi să fiu Iacob, de ce aș vrea să fiu Petru? Nu, nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie soarta lui sau soarta lui. Mie îmi trebuie ceea ce Tu, Doamne, ai pregătit pentru mine. Așadar, când mă va întreba cineva dacă Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, să spuneți că întotdeauna Dumnezeu v-a ascultat. Mai ales atunci când vi s-a părut că nu ne-a ascultat. Și la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.